Nu uita, mai ai la dispoziție doar 7 zile în care te poți înscrie la giveaway-ul nostru în care poți câștiga un car cadou de la Jumbo. Mamă, ce m-am speriat! Ăsta este 3 sferturi albastru și un sfert incolor. Da. Și eu credeam că l-am consumat. Nu. Să-ți lagiți. Bună dimineața dintr-o nouă zi în București. Ne-am trezit și noi. Am trimis pe Mihai până la magazin să mai ia ceea ce ne trebuie ca să ne facem și noi micul dejun. Urmează să ne facem micul dejun. Urmează să intrăm la o curățare totală și să filmăm un nou videoclip. Bună ziua, România! Bună ziua, București! Ne-a luat la ceartă aici, da? Dați maxim, da? Maxim, volum maxim! Mă dai pe goarnă așa, m-ai aruncat în fața lumii. M-ai aruncat tu așa să se vadă lumea prostia mea, nu? Da, asta am făcut. Ce, mă? Mă, tu nu poți să treci fără noi? Măi, drăguță, mă, păi tu ai vrut pe balcon și acum nu mai vrei? Hai, mă! De ce? De ce? Mi-aduc aminte de perioada. Mi-e frumusețe. Vrei să fii aici? Hai, ia să vedem dacă vrei. Frumoasea mea. Frumoasea mea mică. Unde să mai stai? Boabe, am mâncat, mâncare, am. Gata cu editatul. Intrăm în ședințe și abia apoi reîncepem editatul. Bună seara! Bună, Cristina! Doar că, la un moment dat, n-am mai știut în ce direcție să meargă. Adică erau mult prea multe informații. Da, da, da. Și da. Când nu ai o structură clară, exact. Parcă te pierzi în tot ce știi. Gata și a doua sesiune de muncă pe ziua de astăzi. Acum am ieșit și noi. Ia uitați, rujași prețați un pic până la mega imagine. Da, trebuie trebuie să ne aranjăm oriunde am merge. Exact, da. Și mergem până la magazin ca să luăm câteva de ale casei, câteva de ale gurii și apoi poate să mâncăm și noi pe ziua de azi. Ar fi chiar indicat. Da, mâncăm și intrăm iarăși la treabă. Exact, da. Ne auzim...
din Mega cu mâncarea. Vedem. Așa se dorme la București. Mare stil. Ce aveți de spus în apărarea dumneavoastră? Prea multă oboseală de la aerul ăsta curat de munte? Măi! Doamne, zici că ai fost toată ziua la dat cu sapa. La dat cu sapa, mă, frumoasă, băi. Băi, toată ziua ai dormit și încă dormi și acum. Da, a luat toate colțișoarele la rând, toate pervazele, toate ghiuzdanele, toate scaunele, toate canapelele. Ale ei sunt, le testează pe toate. Aparent, aici în colțul ăsta și-a găsit să dormă cel mai bine. Bravo, Vivi. Fiți ca Vivi. A venit timpul, după 11 ore în care am purtat acest machiaj, să-l și dau jos. Nu că aș fi terminat treaba și cazul să mă bag la somn, ci pentru a putea continua treaba, pentru că de fiecare dată machiajul ăsta mă apasă pe față, efectiv îmi trage fața în jos și mă simt mult mai obosă decât sunt. Te rog frumos, nu-mi deranja tastele. Așa. O să încep cu cea pe care o folosesc eu de obicei. Ca să mă conving și să îți arăt și ție că nu face nicio treabă pentru rimel. Și apoi, evident, să vedem dacă ăsta, cel nou pe care l-am luat ieri, mă zici că și-a trecut o viață de ieri. Da, ieri l-am luat. Să vedem dacă ăsta funcționează. Așa cum a funcționat și în magazin sau îmi dă și ăsta țeapă. Față de celălalt, clar se vede că a luat rimelul, dar nu știu dacă l-a luat pe tot, mă duc să mă uit în oglindă și revin. Încă mai am rimel, dau și pe partea asta la altă și las un pic mai mult. Bea și apiță. Cineva bea apă, adică Vivi care nu bea apă niciodată. Vivi s-a schimbat de când o cunoaște. S-a maturizat? Îi face și-a 2 ani, nu? Se apropie de 2 ani. Păi, 2 anișor. Ce m-am speriat. Ăsta este 3 sferturi albastru și un sfert incolor. Da. Și eu credeam că l-am consum... Nu. Să-ți lagiți. Da. Deci eu credeam că l-am consumat deja până la jumătate. Eram, băi, dă-te încolo. Așa am pus un pic o cotonetă. Ia uite, bă, trebuia să lagiți. De-aia nu ți s-a luat contul. Nu, ia uite bă, l-am făcut ăștia, ia vede. Încă mă dau cu ăsta și apoi îl... Bă, te cum? Nu, dar ce m-am speriat, zic, băi, toamne, nu am consumat ăștia un sfert, am pus 2 picături. Ce să zic, bine că ai fost tu atent. Agite per melangerle du praspui de chele ala de decutor. Mă, ce-mi de bani în echivată. Nu știu, nu știu, așa nu citește. E floral de bleu, de original nature. Pone pora pale de pio. Hai să vedem dacă, deci tu ai citit așa. Truveche, le produi de mache, fisente, la magnife, poate pro. Deci unde ai citit? Uite primele rânduri. E floral de bleu, de original naturel. Cion pur apeser la peu, la peu, la peu. La peu. Con flor, floral water, from natural origin. No, hai că deja. Asta e în engleză, mă. Ia uite ce scrie aici. Agite pou mélanger le dou. Hai că ți-ai pierdut tu șmecheria. De maché à la ride d'un coton. Inutil de vincer. Ai, lasă-mă în pace. Hai, lasă-mă în pace. Te-ai, bine că oricum, te-ai emoționat aici. Oricum ți-am zis ce trebuie să fac. Da, așa că lasă-mă, că după tine dă nevă cu apă. Pare să că m-a demachiat corespunzător. Mi-a lăsat și pielea așa, zici că m-am dat cu ulei. Ceea ce ei zic că nu mai este nevoie de plătire, dar pentru o senzație de freshness foarte necesară pentru a putea continua treaba, o să mă duc și o să mă spăl pe față.
Vedeți? Pisica serioasă. Se spală gata de duș. Cum ar trebui noi să arătăm la 12:30 noaptea? Și cum arătăm noi? Eu zic că este foarte bine să arătăm așa, Cristina, pentru că dacă arătăm ca Vivi, nu se întâmplă nimic bun în viața noastră. Iar dacă arătăm așa, facem să se întâmple bun, da? Ok. Eu știu că tu ești îndrăgostită de som. Trebuie să te dezîndrăgostești de el și să te îndrăgostești mai mult de... Ascult melodie, mă dezîndrăgostești. Așa și îi spui somnule, fugi, fugi, fugi. Să te îndrăgostești mai mult de muncă, de vizitat, de... Eu știu, chestiile astea aici, în realitate, nu som. Hai că în seara asta mă dezîndrăgostești și mă îndrăgostesc de altceva. Da? Da, da. Bine. Important e să rămâi îndrăgostită de mine. Da, de tine oricând. Așa. Ce frumos să-mi ia natru mincea. Wow, cât ai burtă! A citit Mihai că dacă pisica dorme așa cu burta la vedere, înseamnă că se simte super în siguranță, pentru că burta este cea mai... vulnerabilă. Da, cea mai sensibilă parte a lor și nu prea acceptă să și-o expun așa, astfel încât să poți tu să o atingi, să o ataci acolo. Ia uitați! Așa că noi ne bucurăm că i-am oferit lui Vivi un safe space. Mm-hmm, ne bucurăm super mult. Doamne, doamne, doamne. Vivi simte acum, pentru că dacă o să filmeze Cristina un pic coada ei, are un pic de nerv în ea. Aia, ea se preface că doarme. Știți cum se preface Vivi? Că doarme cum mă prefăceam eu, că dorm cu la o notă mică. Ia uite, o ia în brațe pe mami. Mulțumesc, Pisi. Știu că n-a fost intenția ta să mă iei în brațe, dar accept. Lasă, mami, că la 3 ani ai văzut, eu mă schimb de la la... La 3 ani o să stai așa la gâtul meu ca pisicile arate pe Instagram? Da. Oh, mulțumesc, Vivi. Mulțumesc. La muncă. Asta a fost Vivi. Atât a putut. Da. Dacă intrai în ce faci, mă, vezi toate la...